O viață de un secol. Născut la Lespes de Suceava în aprilie 1910, a fost al doilea băiat al familiei Albu din cei 6 născuți. A trăit 100 de ani iubit și respectat de întreaga familie. A fost tatăl meu, Vasile Albu. A avut o copilărie fericită și lipsită de griji, alături de frați și protejat de părinți, bunicul fiind prefectul județului Vrancea, iar bunica, o pictoriță cunoscută în epocă, Aspasia Albu. A moștenit de la mama talentul de artist, student fiind în anul 3 renunță la studiile economice și își trimite portofoliul la Hollywood pentru a deveni actor. Primește chiar confirmarea, dar între timp o întâlnește pe mama în urma unei întâmplări de poveste. O tânără domnișoară, fiica unei familii de greci, blondă, cu ochi albaștri, frumoasă și ingenuă, care călătorea spre Brașov. Destinul i-a bătut drumul făcându-o să se oprească în Buzău. Acolo tata a văzut-o, a plăcut-o și în toamna acelui așa an s-au căsătorit. Era în anul 1937, iar ceva mai târziu, din dragostea lor, ne-am născut eu și fratele meu Mircea, care a plecat mult prea devreme din această lume. Pierderea fratelui meu le-a marcat complet viața și i-a determinat să plece din Piatra la Constanța. Viața lipsită de griji s-a terminat și a urmat ani de mari suferințe pe care le-au putut trece cu bine numai datorită tatălui meu. A știut să-și conducă familia calm, răbdător, echilibrat. Nu mi-a stabilit standarde înalte și m-a lăsat pe mine să iau decizii importante în viață. Am rămas singur eu, el și Cara, cățelușa noastră. L-am simțit tot timpul proteguitor și bun, echilibrat, sfătuitor. Nu m-am povărat în niciun fel, nici măcar în zilele ultime ale existenței. Și a iubit nespus de mult nepotul Adrian, iar puțin timp înainte de a muri s-a născut și strănepoata lui, Măriuca. A plecat de lângă mine cald și demn, așa cum și-a trăit și întreaga lui viață. La revedere, tatăl meu drag, și Dumnezeu să te aibă în pace.